Chiar am avut șansa să văd mulți jucători tineri și talentați. Venim după 8 zile foarte grele de antrenamente, câte două pe zi. Se vede o stare foarte mare de oboseală, dar pe total sunt mulțumit de atitudinea și de modul cum s-au prezentat băieții de când am început antrenamentele. Așteptăm să vină și să reîntregim lotul echipei cu ceilalți jucători care sper eu că vor veni de săptămâna următoare, iar în următoarea perioadă chiar vom începe jocurile amicale cu echipele de Liga a doua, gen Unirea Dej săptămâna următoare în weekend. Nu țin foarte mult la jocurile amicale, important e să înțeleagă principiile și ce dorim noi să punem în practică la fiecare joc. Cred că și temperatura a fost un adversar, sunt numai puțin de 35 de grade. Temperatura cred că va fi un adversar și în lunile august, septembrie, octombrie, deci pe aceeași temperatură vor juca toate echipele și atunci trebuie să ne obișnuim și trebuie să avem forța, puterea, energia să trecem peste acest impediment. Cu multe pauze de hidratare, totuși a mers. Da, asta se întâmplă și în campionat. După 22-23 de minute, tot timpul e pauza de hidratare, mai ales când temperaturile ajung la 35-40 de grade. Cum se simte Eric în Carla Cluj? Ce pot să spun? M-am adaptat foarte repede, îmi place. Sunt obișnuit să colind țara în lung și în lat. Am fost la multe echipe în toate zonele țării. Mă simt foarte bine și chiar îmi doresc, cum am spus în repetate rânduri, să obțin rezultate bune cu Universitatea Cluj. Vă oprește lumea pe stradă, vă încurajează? Da, chiar am vorbit și în parc aici cu multă lume, oameni în vârstă, oameni care vin de 40 de ani, participă la fiecare antrenament al Clujului. Se vede că este multă pasiune pentru această echipă. Spuneați că mai vin jucători, spune viitoare, puteți să ne spuneți pe ce posturi? Păi avem jucătorii semnați cărora încă nu li s-a dat drumul, gen Balgiu, gen Vale Alexandru, mai suntem gen Ribeiro, care va veni duminică din Portugalia, și mai suntem în discuții cu 3-4 jucători. Deci Ribeiro se întoarce. Da, a semnat, din câte am înțeles, se întoarce. A fost o negociere purtată de-a lungul unei luni, destul de complicat, dar eu cred că este portughezul cu calitatea de care noi avem valoare. Este acomodat în România, este acomodat la Ucluj și zic eu că va avea rezultate foarte bune. Pentru dumneavoastră contează și rezultatele din amicale? Nu, chiar nu mă interesează. Pentru mine contează doar rezultatele din primul joc oficial și până la acel moment trebuie să, cum spuneam, trebuie să învățăm foarte bine fiecare ce are de făcut.